Cel mai fidel bărbat de pe insula iubirii, demascat. Hamude a fost acuzat că și-a inventat viața și că a mințit pe toată lumea. Toate astea doar pentru a-și atinge un scop. Însă vom vorbi despre acest subiect cu invitatele mele de astăzi, cu Valentina Ionescu și cu Ramona Dănciulescu de la Spy News. Bună ziua și mulțumesc tare mult, fetelor, pentru prezență. Aș vrea să vedem declarațiile Elenei și să vedem și replica lui Hamude, după care să continuăm discuția. Eu vin dintr-o familie care are, mă înțelegi? Mm-hmm. Oricând pot să pun mâna pe ceea ce avem. Oricând, când vreau eu. Cum se spune, timpul vindecă. E, iată că nu e chiar așa. În timp ce controversele au explodat în jurul celui mai recent sezon de Insula Iubirii, concurenții din trecut au și ei problemele lor. Recent, Elena, fosta ispită, și Hamude, fostul concurent, au ajuns la cuțite. Nu știm exact cine a început, când și unde. Dar lucrurile au luat cu adevărat amploare atunci când Elena a postat un mesaj în care pretinde că îl demască pe Hamude. Bruneta susține că fostul concurent a mințit în legătură cu viața și afacerile lui. Să cadă măștile, săptămâna asta este săptămâna adevărului. Să intrăm în noul an cu inima curată, fără minciuni. Bun, să începem. Hamude provine dintr-o familie dezbinată, dintr-o mamă româncă și un tată arab, tatălui fiind un om modest, normal, nu așa cum avea tupeul nesimțit să mintă că face parte din familia regală cu sânge nobil. Nici măcar nu mai au vreo legătură. El nu deținea nicio șaurmerie așa cum mințea. Era un simplu șaurmar, tăia carne, nicio ispită feminină nu s-a apropiat de el. Iată că minciuna are picioare scurte. Sau cel puțin asta reiese din declarațiile pe care Elena, a fost ispita a sezonului 3, le-a făcut. După emisiune a stat o perioadă în București pe banii altor concurenți și de mila lor în casă, căci nu avea un leu în buzunar dat afară de la șaurmerie, căci a avut tupeu să își atribuie afacerea. A plecat în Anglia la muncă pentru că era vai de el, cred și eu. Omul e violent verbal, e greu de acceptat. În ciuda atacului făcut de Elena la adresa lui Hamude, bărbatul avea o cu totul și cu totul altă părere despre situația lui familială, dar și financiară. Nu vreau eu din cauza din orgoliu meu. Nu vreau să cer de la tata din cauza că e orgoliu meu, al meu, de bărbat. Că știu că pot să fac cu mâna mea. Ok? Nu există să fiu așa de fraier. Înțelegi? Nu există. Nu există. Pentru mine nu există. Este asta. Ei au vrut să se mute la București. Au vrut să ne mutăm la București. Mie nu-mi place București. Dar o cred că o să încep să-mi schimb părerea. Eu sunt om care mă calculez, văd ce viitor putem să avem. Uite, stăm aici un pic, facem treaba asta, avem afacere, facem chestia aia, ne iasă ceva, ne ia ok, după aia mergem la București. Ți-am zis, știe că nu vin, nu sunt un ultim sărac, dar nu vreau să cer. Să zicem așa. Nu vreau. Dar nu vreau obligația banului nimănui. Hamude n-a rămas cu mâinile în sân. S-a apărat, tot pe Facebook, în timpul unui live, în care dezminte tot ce a zis Elena. Ba chiar o acuză pe fosta ispită că minte. Ulterior însă a șters filmarea și a venit în completare cu un mesaj propriu. Am reacționat impulsiv la nedreptate. Apoi am înțeles că unele prostii chiar nu merită efortul. Adevărul oricum se știe. Hamude a venit la Insula Iubirii însoțit de iubita lui Loredana. A intrat în istoria emisiunii prin încrederea pe care o avea în partenera care s-a lăsat atrasă de promisiunea financiară a ispitei Sorin și pentru care a băgat mâna în foc la propriu. Bagi mâna în foc? Da. 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 Ia să vedem. E cald? Suficient? Ne trebuie? Arde toată casa, mă gândesc.